Secție de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman a fost inaugurată astăzi. Renovările care s-au făcut în cadrul subunității sanitare au costat circa 1 milion de lei, adică aproximativ 10 miliarde de lei vechi. Clădirea a fost reabilitată de la zero, s-a investit aproape 1 milion de lei RON. Este cu autorizație ISU, respectă toate normele europene de circuite, inclusiv antiincendiu, prezintă call nursing, sistem de supraveghere video a pacienților, circuit al pacientului de la internare până la externare, circuitul mesei, sunt două săli de mese parter, etaj, cu oficiu separat, sunt 19 saloane, 4 cabinete medicale. În curând, medici specialiști în psihologie și psihiatrie vor fi angajați în cadrul secției proaspăt renovate. Va fi examen de concurs pe post pentru examen de psiholog pe 21 iunie, iar echipa de medici va fi completată în data de 10 iunie prin examen cu un medic specialist psihiatru. Echipa în total are 40 de angajați, cu tot cu asistenți și infirmieri. Volumul de pacienți este mare, cele 54 în procent de 100% sunt completate în permanență. În ultimii ani, numărul persoanelor cu probleme psihice care provin atât din municipiu cât și din zonele limitrofe ale Romanului s-a înmulțit. Anual, circa 17.000 de pacienți calc pragul secției de psihiatrie, solicitând un consult de specialitate. Lunar, medicii din cadrul subunității medicale Romașcane efectuează, în medie, aproximativ 130-140 de consultații medicale.